Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Tu când ai citit ultima dată o carte care să te fascineze? Nu există om care să nu vrea să citească. Există doar oameni care nu și-au găsit acea carte. Cărțile au secretele lor, iar în lumea lor secretă te invit în fiecare duminică de la ora 17. În fiecare ediție îți voi prezenta și recomanda o carte, ne vom întâlni cu invitați de excepție și la rubrica Bizaria vei afla din tainele scriitorilor, artiștilor, precum și despre viețile și iubirile lor tumultoase. Sunt Natasha Alina Culea, bun venit la Book Media! Astăzi, dragii mei, vă prezint o carte micuță, Ferma animalelor, de George Orwell. Este din colecția Carte pentru toți, de la editura Litera. Cartea este o satiră politică, o carte mereu actuală, care a fost interzisă în mai multe țări și veți înțelege singuri de ce. Avem, bineînțeles, o fermă a animalelor care se satură de persecuțiile omului, ajungând să aibă o conducere formată doar din animale. Nu întâmplător, liderii vor ajunge porcii. Snowball, Napoleon și Guițache. Printr-o manevră urâtă, Napoleon îl înlătură pe inteligentul Snowball sau bulgăre de zăpadă și preia conducerea alături de acoliții săi. Porcii, respectiv politicienii din ferma animalelor, nu muncesc, ci supraveghează, controlează și justifică munca prin rapoarte. De asemenea, încep să șterpelească din laptele și merele ce aparțin tuturor animalelor. Vă întrebați cum este posibilă o dominare tiranică și cum se păcălesc masele de oameni, animalele din poveste? Cu promisiuni de toată jena, prin discursuri pompoase și mincinoase, pretinzând că se sacrifică pentru binele comun, organizând ceremonii inutile, praf în ochi și decorații, se creează un dușman imaginar care să preia vina a tot ce nu iese bine, se modifică legile mereu în favoarea politicienilor și se reduce numărul animalelor care muncesc, crescându-se numărul celor care îi supraveghează, în cazul nostru, care îl susțin pe tiranul Napoleon. După instaurarea tiraniei, animalele nu mai îndrăznesc sau nu mai au putere să protesteze. Până la urmă, singurul politician care n-a mințit vreodată pe care îl cunosc eu este personajul Conus Pirache din comedia Titanic Vals. Și este doar un personaj. Revenind la cartea noastră, politicienii, porcii, profită de animale precum boxer care preferă să nu gândească, să nu-și asume și mai ales să nu se răzvrătească. Porcul tiranic Napoleon a reușit să convingă toate animalele că fericirea înseamnă să muncești din greu și să trăiești din puțin. Dacă Napoleon, porcul titan, a profitat de prostia și creduitatea animalelor sau prostia și creduitatea animalelor a născut un personaj tiran precum Napoleon, îmi veți spune voi în urma lecturii, pe care vă recomand ca fiind aproape obligatorie. Dragii mei, astăzi avem invitat un psiholog de la care abia aștept niște răspunsuri, psihologul Vlad Plugariu. Bine ai venit la Book Media. Bună, Natasha, bine te-am găsit. Salutări telespectatorilor și mă bucur enorm să mă aflu aici și abia aștept să văd despre ce vrei să discutăm. Mă bucur că te-ai acomodat și pentru că o să vină așa o serie de întrebări pe care eu îmi doresc să îi ajute pe oameni, în primul rând, pentru că de-aia facem aceste emisiuni foarte frumoase. Și aș începe cu o frică destul de răspândită printre noi, frica de eșec. Frica de a-și asuma ceva, frica de a ieși în evidență cumva. Uh-huh. Ce crezi tu despre asta? Păi, da, de obicei, teama de eșec, în psihologie, când spunem teama de eșec, ne gândim la o teamă fundamentală de eșec. Desigur, o teamă de eșec e sănătoasă, e normală, însă când e vorba de o teamă din copilărie, e un gen de gândire care afectează întreg comportamentul și gândirea omului. Poți să-mi zici cum îți dai seama că este o frică din copilărie și nu este doar acea teamă sănătoasă, mă rog, cât e de sănătoasă, vedem, dar cum îți dai seama dacă e din copilărie? Adică... Primul indiciu cred că ar fi o voce autocritică exacerbată în minte. Adică știți, avem cu toți acea voce. Uh-huh, uh-huh. Okay. O voce care ne spune că nu suntem suficient de buni, că vom pierde sau că oricum nu are niciun rost să încercăm pentru că suntem destinați eșecului. De unde și vine teama de eșec? Deci este o frică, să înțeleg, foarte puternică, prea puternică, uh-huh, pentru a fi doar, mă rog, un calcul în care lucrurile nu ți ies, uh-huh, cum trebuie. În psihologie se diferențiază emoțiile și sentimentele care sunt normale, uh-huh, și sunt niște emoții bazale, fundamentale, cum ar fi rușinea fundamentală, teama de eșec fundamentală. Acestea se pot traduce prin scheme cognitive maladaptative. Adică... În...
în termenii noștri. Sigur, sigur, schemă, adică o structură de gânduri și comportamente și reacții emoționale care constituie, care întrețin această teamă de eșec. Uite, hai ca să fac mai multă claritate. Cum se instaurează, de fapt, această teamă fundamentală de eșec în acest caz? În copilărie, de obicei în primii ani de viață, să spunem până în 5-6, fie părinții, fie prietenii de joacă îți spun că nu ești suficient de bun, râd de tine și îți dai seama, adică... Și copiii pot fi foarte răutăcioși. Da, pot fi foarte răutăcioși, dar contează mult și cum percepe copilul. Și copiii de obicei sunt sensibili, deci inevitabil vom percepe astfel de remarci dure, critice. Ei bine, copilul nu e încă convins că el e un ratat sau el nu e convins că ar trebui să aibă o teamă de eșec. Însă asta îl predispune pe copil să ia mai mult în considerare motivele pentru care ar trebui să se considere că el e predestinat eșecului. Mm-hmm. Și asta în timp duce la instaurarea unor convingeri despre el, convingeri prin care el percepe lumea și pe sine și da, se convinge că e predestinat eșecului. Am înțeles. Deci, prin ei aud practic repetat niște lucruri negative din jurul lor, din mediul exterior, ajungând într-un final să se convingă, dacă nu erau convinși până atunci, îi ajută mediul înconjurător. Am înțeles. Spune-mi, înainte de a trece la întrebarea următoare, ai spus de o rușine bazală. Fundamentală. La ce te-ai referit? La ce te-ai referit? Exact cum ar fi și teama de eșec, există și o rușine fundamentală. Cum recunoaștem asta? Dacă suntem inhibați, în mod general, dacă prima noastră reacție este de inhibiție sau de evitare, putem lua în considerare faptul că s-ar putea să avem o rușine fundamentală. Ce înseamnă o rușine fundamentală? Sau cum se instaurează? Mai bine spun cum se instaurează, că asta așa aș fi explicat ce este. Fie e predispoziție genetică, trebuie luat și asta în calcul, fie dezvoltarea epigenetică, adică imediat după naștere, ce contact luăm cu mediul și asta decide ce gene se exprimă. Și, bineînțeles, remarcile răutăcioase, mediul social la care suntem expuși, mediul familial și dacă ni se repetă, cum spuneai și tu, constant sau intens, că ar trebui să ne fie rușine, că ar trebui să ne simțim vinovați, ei bine, copiii de obicei internalizează aceasta în minte și o folosesc ca pe un model al lumii. Bănuiesc că internalizează, deoarece ei nu au comparații și nu au experiență de viață și nu-și dau seama că acel părinte era astăzi prost dispus sau avusese probleme la serviciu. El nu are de unde să știe lucrurile astea. Așa este, dar și noi adulții internalizăm dacă suntem expuși, după cum ai spus și tu mai devreme, la anumite informații. Noi putem gândi rațional că nu au dreptate, bine, deși copiii trebuie să-și creadă părinții, dar putem raționaliza că nu e așa, dar dacă suntem expuși în mod repetat la aceste informații, da, devin parte din noi, adică ne convingem fără să ne dăm seama. Ce spui de... tu știi, ți-am povestit deja că am făcut psihanaliză și am ajuns un fel de mici autocrați, pentru că în moment psihanaliza te învață, nu știu cât este de aplicabil și în terapia sau psihologia pe care o practici. Eu sunt masterant și în psihanaliză, deci știu... Ah, ok, bun, atunci pot să-ți spun. Deci noi sau produsele acestei generații de psihanaliști nu cred neapărat în ceea ce văd repetat în mediul înconjurător, pentru că știi, până la urmă și Napoleon a fost foarte susținut și majoritatea tiranilor au fost susținuți cumva, într-un fel sau altul, și s-a dovedit de fapt că, deși au fost foarte carismatici, deși au avut foarte mulți oameni de partea lor, rezultatul nu a fost unul pe care oamenii l-au acceptat. Și atunci nu mai poți să accepți atât de ușor niște idei care vin din afară. Se trece foarte mult prin prisma ta, a gândirii tale, a analizei tale și atunci ce mult mai puțin te raportezi la ceilalți față de ceilalți oameni care trăiesc cu frica lumii, ce zice ăla, ce face celălalt. Adică te referi la faptul atunci când ești încurajat de cei din jurul tău? Nu, atunci când ești descurajat de cei din jurul tău sau cei din jurul tău îți semnalează o problemă. A, vrei să spui că Napoleon a fost descurajat, dar totuși a mers înainte, la asta te referi? Nu, el a fost încurajat și rezultatul nu a fost unul care a trebuit. Noi fiind descurajați de ceilalți, nu avem de ce să-i credem neapărat. Cum ți se pare? Da, simplele încurajări nu țin rol de rezultat și de competență. Bine, Napoleon era desigur competent, adică a ajuns departe. A ajuns departe, da, dacă te referi strict la o conducere, la organizarea armată, dar haide să ne gândim că au fost mulți oameni care au reușit lucruri mult mai importante, fără violență.
fără violență. Cel puțin a încercat Mahatma Gandhi, că au reușit oamenii într-un final să creeze și dintr-o idee bună să o preia și să dezvolte violența. Adică sunt oameni care au reușit lucruri remarcabile, fără vărsarea de sânge. Aceia sunt cu adevărat, dacă mă întreb pe mine, cei care au ajuns departe. Așa, este mare dreptate. Eu nu cred în violență, dar violența și-a avut rolul în cursul istoriei umanității. Nu sunt mare fan, nici Napoleon, nu mai spun Hitler. Însă cred că în acele perioade doar așa se putea. Doar așa se știa. Cred că ar fi fost amenințat oricum de violențele altor națiuni, altor state. Da, da, înțeleg. Dar ai dreptate. Înțeleg ce spui. Inovația și progresul umanist a venit după ce am devenit pașnici. După ce ne-am asigurat un spațiu social securizant. Dacă tot suntem la violență și trecem și la spațiu securizant puțin mai târziu, ce spui de violența în relații? Sau haide să nu ne ducem atât de în extrem, că nu aș vrea să ne gândim acum la ochii vineți și oase rupte. Haide să vorbim despre agresivitatea din relații. Deci noi avem câteva pulsiuni foarte rudimentare, dar care trebuie mult inhibate. Cum ar fi agresivitatea, cum ar fi gelozia. Rata numărul 1 a criminalității este, motivul numărul 1 a criminalității până în timpii recenți a fost gelozia. Gelozia duce serios? La agresivitate. Da, 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 pe bune, da. Bine, dacă excludem războaiele, știi? Dar da, gelozia era motivul numărul 1. Ok, cum spuneam și mai... Cum explici că gelozia a fost... Aș explica astfel. În sălbăticie, unde am evoluat sute de mii de ani, era important să îți protejezi familia, să îți protejezi soția, să îți protejezi chiar și masculul. Să nu ți-l răpească alte triburi și să nu îl pierzi. Adică avea sens din punct de vedere evolutiv. Deci este așa o rămășiță ancestrală a unor... Am putea spune că e absolită acum. Adică nu mai funcționează aceeași gelozie. Da, se pare că mai funcționează. Destul de funcționează, dar e mult inhibată. Chiar și cu atâtea crime pasionale, e mult inhibată. Și uite, de foarte multe ori oamenii când se referă la agresivitate se gândesc la violență, dar agresivitatea poate să fie și latentă în relații și poate să fie o agresivitate care nu este evidentă, care este mai periculoasă, dacă mă întreb pe mine, pentru că este acea agresivitate ipocrită în care stai și îl sap pe celălalt cu pași mici, exact, și aparent, dacă s-ar uita în jur oamenii la acel cuplu, ar zice, Doamne, ce om bun, i-a pus Dumnezeu mâna în cap, și de fapt nu i-a pus Dumnezeu mâna în cap deloc, pentru că vorbim despre această agresivitate mascată, care este mai periculoasă. Se poate, înțeleg. Te referi la un comportament pasiv-agresiv sau mă duce cu gândul și la un șantaj emoțional sau o teroare psihologică. Da, sunt multe astfel de relații. Noi le numim simplu relații toxice sau relații nesănătoase, ce întrețin un atașament nesecurizant. Ăsta e un termen mai psihologic. Așa, dacă tot am ajuns la atașament nesecurizant, haide să vorbim puțin despre stilurile de atașament și să înțeleagă oamenii ce înseamnă aceste stiluri de atașament. De ce l-am împărțit sau l-am categorisit noi astfel? Bună întrebare, mă bucur că mi-ai pus-o. Stilurile de atașament sunt o teorie. Putem spune că sunt niște bune repere în psihologie și în general în viață. Niște studii pe copii au evidențiat că modul în care părinții relaționează cu aceștia influențează foarte mult cum copiii ajung să devină în viața adultă. Desigur, e o aproximare și teoria aceasta, adică a evidențiat două stiluri de atașament cu încă câteva categorii subiacente, însă se pare că se aplică. Deci sunt foarte eficiente. Deci merită luate în calcul, chiar dacă nu sunteți psihologi, sunteți doar civili, să spunem. În sensul, tu te referi, scuză-mă că te întrerup, tu te referi acum, bănuiesc că fiind două categorii, vorbim de un atașament care este pozitiv și altul care este negativ sau nu este benefic pentru tine. Și atunci bănuiesc că securizant este acela în care tu te simți bine, ai un anume confort emoțional, corect? Și ce ar avea el subadiacent? Are ceva subadiacent? Nu, cel securizant nu prea are categorii subadiacente. Ăla e bun, cel nu ne mai preocupă. Exact, așa. Și cel nesecurizant cum este? Are trei categorii subiacente, după cum spuneam, așa. Atașamentul evitant, da. Care produce de obicei adulți cu o teamă de apropiere, sunt insensibili, sunt reci, sunt genul care îți întorc umărul, îți întorc spatele, sunt genul care întrețin acele relații pe care le-ai pomenit mai devreme, cu agresivitate pasiv-agresivă, agresivitate pasiv-agresivă. Înțelegi ideea oricum. Ok.
Atașamentul anxios, care mai este numit și ambivalent, ce produce adesea adulți, cu o teamă fundamentală de abandon, de separare, sunt anxioși, sunt disponibili din punct de vedere emoțional în mod ambivalent, cum spune și denumirea, și sunt de obicei intruzivi, hipersensibili și foarte geloși. Sunt genul care te pisează într-o relație, care îți verifică telefonul. Desigur, trebuie să menționez și atașamentul dezorganizat. Acest stil de atașament cel mai adesea produce adulți cu diferite psihopatologii, diferite tulburări de personalitate. Sunt de obicei copiii ce au fost abuzați în prima parte a vieții și adesea produce adulți care abuzează sau, în mod inconștient, caută relații în care să fie abuzați, pentru că doar asta cunosc. Sau în care să abuzeze. Am înțeles. Dar bănuiesc că o persoană poate să fie evitantă într-o relație și poate să fie anxioasă în alta, corect? Da, se poate. Chiar foarte interesant remarca sau întrebarea ta. Pe bune, chiar e o observație super bună. Noi oamenii avem niște moduri de a fi. Nu suntem doar într-un singur fel. Deși uneori un fel e dominant. Dar când se schimbă mediul și relația reprezintă mediul, într-adevăr, poate să ne se schimbe întreaga gândire. Și putem trece de la un atașament la un altul. Ce bine ar fi să trecem de la unul nesecurizant la unul securizant. Și spune-mi, bine, în primul rând, aș porni de la o chestiune de bază. Este toxic, nu o persoană pentru că acea persoană este toxică, este toxică pentru că nu ți se potrivește ție în acest moment sau nu servește intereselor tale, pentru că nu cred eu că în relații putem vorbi despre iubirea necondiționată sau putem vorbi, eu te întreb pe tine, eu nu cred că există iubire necondiționată în relații. Iubirea necondiționată, scuză-mă că te întrerup, am și citat într-una dintre cărțile mele, o are Dumnezeu și o au animalele și mamele. Cam atât. Și mamele uneori, nu mereu. Aolo. Da, se poate. Ok. Deci spunem despre... Am stabilit amândoi de comun acord că nu există iubire necondiționată într-o relație. Hai să vorbim despre iubirea condiționată într-o relație. Știi, acest termen de iubire necondiționată are multe definiții, depinde... Prost înțeles, aș spune. Da, într-adevăr. Știi, când spunem iubire necondiționată, deja ne vine în minte cineva care e abuzat, cineva de care se profită, cineva care ar trebui să-și suprime la maximum gelozia. Și gelozia este încă sănătoasă și astăzi, nu în măsura în care era mai demult, dar avem nevoie de gelozie. Mă bucur că ai spus și asta, ca să mai stabilim un lucru, pentru că se vehiculează niște idei așa despre iubire necondiționată și despre gelozie ca fiind ceva negativ, că sunt sătulă până peste gât să aud aceste prostii, până la urmă, transmise de la unul la altul. Într-o relație, într-adevăr, trebuie să te împlinească și să te satisfacă altfel. Nu mai este o relație, își pierde scopul ei inițial. Bineînțeles, spui foarte bine ceea ce spui. În principiu, când oamenii spun iubire necondiționată, de fapt, cred că la ce se referă e că poți ierta într-adevăr omul de lângă tine, îi poți da o șansă să se schimbe și poți trece chiar și peste un incident de infidelitate. Cunosc personal cazuri, cupluri care au trecut peste un incident de infidelitate, incident grav, adică pe cât de grav se poate, să spunem gradul 3, dacă ar avea grade. Adică a călcat pe bec de mai multe ori sau cu mai multe femei? Și de mai multe ori și prins în fapt. Am presupus că era bărbat, era bărbat? A fost și bărbat, a fost și femeie. Știi de ce te întreb? Pentru că este foarte amuzant. Și eu știu foarte multe cupluri în care ei au înșelat, el sau ea. Știu mai puțin în care ea a înșelat, dar când a înșelat ea, aoleu, deci s-a depășit o cifră. Știi? Deci am cunoscut mai mulți bărbați care au înșelat într-o relație, dar nu într-un număr atât de mare cât a putut să înșele o femeie. Femeile au avantaj. Care e avantajul? Avantajul ar fi că de obicei bărbații sunt predispuși să zică da femeilor și femeile sunt mai selective. E o chestie care ține de, din nou spun, de evoluția umanității și de cultura noastră. Joacă niște funcții. Selecție, nu știu, am uitat, era un termen, se numește într-un fel. Dar se referă la faptul că femeile aleg bărbații și e un fel de selecție naturală. Am înțeles. Mate selection, scuze-mă. Așa, și da, deci să nu se înțeleagă prin iubire condiționată, da? Să nu se creadă că ne gândim doar la binele nostru. Bineînțeles că înțelegem că este vorba de... Un cuplu este format din două persoane, da? Există o entitate și trebuie în aceeași măsură să satisfacă și cealaltă persoană. Deci nu pun semne egal între egoism și iubire condiționată, ca să ne înțelegem, da? Haideți să vorbim, pentru că tot ai vorbit despre cupluri și despre infidelitate. De ce înșeală bărbații, de ce înșeală femeile? Păi, știi?
Aș putea să râd după aceea și tu să-mi spui de ce înșală bărbații, eu să zic de ce înșală femeile și invers. Sigur, hai să încercăm. De dragul exemplificării. Eu cred că bărbații și femeile înșală din aceleași motive generale, poate motivele locale, adică cele situaționale diferă. De ce înșală bărbații? Pentru că sunt tentați. De obicei bărbații înșală când nu pun suficient preț pe relația ce o au, ori nu iubesc îndeajuns, ori nu sunt suficient de atașați, că atașamentul acesta are un fundament neurologic, nu e așa pur și simplu, ne decidem. Sau poate au iubit și s-au schimbat între timp și nu mai împlinește relația funcțiile ce le împlinea odinioară. Ok. Și femeile? Din aceleași motive. Am înțeles. Deci tu excluzi că bărbatul poate să înșele mai degrabă pentru că este tentat sexual. Păi și femeile la fel? Sau ai ceva nu, de obiectat? Nu atât de mult, ai fi uimit. Hai să zic varianta feminină. Spune-mi, te rog. Femeile pe care le știu eu și-au înșelat, au înșelat pentru că le lipsea un anume lucru din relație, dar la fiecare putea fi altul. De exemplu, partenerul nu corespundea din punct de vedere social sau nu era un bărbat care să aibă o funcție profesională, pentru că ea nu, adică nu din interes materialist, ci pur și simplu îi se părea că nu se duce, nu își asumă o parte din masculinitatea lui. Da? Adică foarte puține femei pe care le cunosc, care au înșelat pentru că a fost atrasă foarte mult de cineva. Nu prea. Nu prea. Deci, de obicei, într-adevăr, din niște goluri emoționale ale relației, care poate să varieze, dar foarte rar pentru că e atras un bărbat sexual foarte tare. Poate am eu un anume gen de prietene sau de persoane pe care le atrag. Nu, spui nu, tu. Are sens ceea ce spui. Avem aceleași motive fundamentale pentru care înșelăm sau pentru care facem. Clar, pentru că ne lipsește ceva. Dar, într-adevăr, există și niște diferențe culturale. Adică femeile sunt mai puțin predispuse la înșelat decât bărbații. Pentru că este mai puțin apreciat înșelatul la femei decât este la bărbați. Bărbații pot să-și tragă validare din asta. Pe când femeile pot și ele, dar mai puține, mai cu șchepsis la femei. Mă gândesc. La fel este și la bărbați. Exact, aceleași motive pe care le-ai enumerat sunt și la bărbați. Instituția psihică, să spun, a iubirii, adică conceptul de iubire, e construit din mai multe principii și mai multe nevoi care trebuie împlinite, trebuie satisfăcute, printre care și nevoia de validare, nevoia de statut. Partenerul trebuie să ne hrănească și ego-ul, în timp ce ne hrănește sufletul, dacă putem spune așa, și pentru aceasta avem nevoie să se încadreze în criteriile noastre. Clar. Și criteriile sunt schimbătoare. Și asta, pentru că noi suntem schimbători. Și chiar putem să ne trezim într-o relație, că suntem într-un anume fel, total diferit, cum spuneam, anxios sau evitant sau, și bineînțeles, rolurile se pot schimba și ele în cadrul cuplului, corect? Pot să se schimbe și în mod interesant am observat că funcționează așa. Important este să nu existe un dezechilibru. Deci nu are importanță cine se duce unde, important este să nu existe, adică să nu fie unul pe un rol mult prea mult timp. Atunci se creează dezechilibru. Ai vorbit tu despre criza de identitate și este un subiect destul de controversat acum. Ce înțelegi tu prin criza de identitate? Ok. Adică mă gândesc așa, vin la tine în cabinet, da? Oamenii și zic, nu știu cine sunt. Ți se întâmplă asta? Da, se întâmplă adesea. Avem nevoie de sens în viață pentru a ști cine suntem. Însă crizele de identitate, să spunem că sunt subclinice și clinice. Nu este un diagnostic oficial, dar zicem așa, să zicem că nivelul clinic înseamnă că e grav. Înseamnă că poți ajunge la depresie, la anxietate. Sunt mai multe motive pentru care intrăm în aceste crize de identitate. În primul rând, pentru că trecem prin niște perioade de dezvoltare ale creierului, trecem prin niște schimbări corporale, evident că o să ni se schimbe și personalitatea. Și plus că ni se schimbă convingerile, așteptările, adică vrem să fim într-un fel când avem 5 ani, nu se pupă cu cum vrem să fim la 14 ani sau la 25 sau la 35. Și mai e o chestie, se schimbă și cultura în jurul nostru, bineînțeles, pe lângă faptul că am crescut într-o cultură, ne-am făcut anumite așteptări de la viață și oricum erau slabe șansele să se întâlnească așteptările cu realitatea, dar se și schimbă cultura la propriu. Se schimbă așteptările oamenilor de la noi, deci suntem cumva forțați să ne schimbăm. Și încă o chestie, noi ne inspirăm foarte mult din cultura occidentală, mai mult de la americani, și deși suntem conștienți că sunt alte reguli în România și nu sunt cu mult diferite,
Dar când nu ne trăim viața precum în alte țări sau precum vedem la TV, simțim un soi de dezamăgire inconștientă. Dar, deci ideea este așa. Inevitabil trebuie să ne schimbăm periodic. Inevitabil periodic trebuie să ucidem părți din noi și din rămășițele lor să construim ceva nou. Devine problematic când distrugem prea mult din noi deodată și atunci, într-adevăr, ni se destabilizează identitatea. Și o identitate destabilizată poate suna așa, ca și cum că n-ar însemna prea mult, te decizi cum vrei să fii și gata. Dar o identitate tulburată, când chiar nu știi cine mai ești, poți ajunge la tulburări depresive, la tulburări anxioase și nu numai. O să fiu colocvială, pentru că mie încă mi se pare că noi mergem pe jale. Și cu asta o să, cu această glumă, trecem la bizaria. La bizaria vorbim astăzi despre cele 7 minuni ale lumii moderne, denumite și cele 7 minuni noi, după ce în ediția precedentă am vorbit despre cele 7 minuni ale lumii antice. Și începem cu Marele Zid Chinezesc. A fost construit timp de 1800 de ani, din 220 înainte de Hristos până în 1644 după Hristos, de mai mulți împărați și dinastii, cu scopul de a proteja împotriva atacurilor popoarelor nomade din nordul Chinei, precum și a turcilor și mongolilor. Marele Zid Chinezesc are o lungime de 6700 de kilometri, construit fiind din piatră și pământ, iar înălțimea medie este de 8 metri. Zidul este realizat din mai multe ziduri suprapuse unul peste altul, iar lungimea totală este de 21.196 de kilometri, fiind cel mai lung zid de pe pământ. Cel mai bine conservată porțiune a zidului se desfășoară de la est la vest, din provincia Liaoning până în provincia Gansu. Zidul a fost inclus în patrimoniul UNESCO în 1987. Vă recomand să vedeți și filmul Marele Zid, avându-l pe Matt Damon în rolul principal. Coloseumul de la Roma, din Italia. Cunoscut în trecut și sub numele de Amfiteatrul Flavian, după numele împăratului Vespasian, Coloseum este singura construcție europeană inclusă pe lista celor 7 minuni ale lumii moderne. Construcția amfiteatrului din capitala Romei a fost inițiată în anul 72 după Hristos de către împăratul Vespasian și a fost finalizată de Titus Domitian. În trecut, în Coloseum aveau loc bătălii între gladiatori, între oameni și animale, precum și execuții publice, care au durat 4 secole. Daunele provocate de cutremure și exploatarea materialelor Coloseumului au făcut ca actuala structură să reprezinte doar o treime din structura originală. Chiar și așa, astăzi este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Europa. Coloseumul este cel mai mare amfiteatru din lume. A fost totuși o arenă de sânge și se estimează că mai mult de 500.000 de oameni au fost uciși în el. Obiectivul arheologic de la Petra, din Iordania, este Orașul Pierdut, o bijuterie arhitecturală săpată în stâncă, menționat și în manuscrisele de la Marea Moartă. I se mai spune și Orașul Trandafiriu, datorită nuanțelor de roz, roșu și alb pe care le are. Petra, după cum poate v-ați da seama, înseamnă piatră. A fost construit de nabatieni, o populație semitică la fel de misterioasă precum această construcție și se pare cu o civilizație foarte avansată. Este deschis de UNESCO drept una dintre cele mai prețioase proprietăți culturale ale patrimoniului cultural al omului. Petra are o imensă valoare arheologică, istorică și arhitecturală. Arheologii spun că nu au descoperit încă nici 15% din acest oraș rămas încă în stâncă. Palatul Taj Mahal din India se află în orașul istoric Agra, fiind cel mai grandios monument de pe teritoriul Indiei. Palatul este renumit atât pentru valoarea sa istorică, cât și pentru povestea de iubire dintre împăratul mogul Khurram și soția acestuia, Mumtaz Mahal, care a murit în timpul nașterii celui de-al 14-lea copil. Se spune că împăratul și-a iubit soția atât de mult încât a construit Taj Mahal după moartea ei ca o dovadă a iubirii sale. Templul adăpostește mormântul împărătesei Mumtaz Mahal, dar și pe al împăratului. Palatul a fost finalizat în anul 1648. Arhitectura palatului din marmură albă combină mai multe stiluri, indian, islamic și persan. Legenda spune că după finalizarea lucrărilor, împăratul Khurram a ordonat arhitectului principal, turcul Ustad Isa, să-i fie tăiată mâna dreaptă pentru ca acesta să nu mai poată proiecta un palat asemănător. Statuia lui Isus Mântuitorul din Rio de Janeiro, din Brazilia. Magnifica statuie are o înălțime de 38 de metri, cu tot cu soclu, și este situată deasupra orașului Rio de Janeiro, la o altitudine de 710 metri. Inaugurată în 1931, statuia a fost comandată de Biserica Catolică la începutul secolului al XX-lea, fiind și astăzi un loc de pelerinaj. Este cea mai mare sculptură aparținând stilului Art Deco și este realizată din beton armat, acoperit cu mozaic. Statuia a fost realizată de sculptorul francez Paul Landowski, în timp ce chipul lui Isus a fost sculptat și de românul Gheorghe Leonida. Ruinele Incașe de la Machu Picchu, Peru.
sunt situate în regiunea Cusco, din Machu Picchu, pe versantul estic al munților Anzi, la o altitudine de 2430 de metri. Este numit și orașul pierdut al Incașilor, construit pentru sărbătorirea solstițiilor, având și rol de observator al mișcării planetelor. Situl s-a dezvoltat ca oraș, dar a fost abandonat în 1532, când a fost cucerit de spanioli. Are peste 200 de clădiri separate. Astăzi, la ruinele de la orașul sacru Machu Picchu, se poate ajunge prin drumeții grele prin munții Anzi sau cu trenul. Piramida Chichen Itza, din Mexic. Este un sit arheologic precolumbian al civilizației Maya, amplasat în Yucatan, Mexic. Are o înălțime de 24 de metri și 365 de trepte, care semnifică fiecare zi a anului. Situl găzduiește și un observator vechi, sofisticat, care demonstrează cunoștințele astronomice și matematice avansate ale poporului Maya. Piramida reprezintă muntele șarpelui, considerat locul Marii Creații. În timpul echinocțiilor, pe trepte coboară spectaculos o umbră sub formă de șarpe. Revenim alături de psihologul Vlad Plugariu și vom vorbi în continuare despre relații, un subiect care nu încetează să ne preocupe. De ce ne preocupă atât de mult relațiile, Vlad? E și normal să ne preocupe. E și normal să ne preocupe relațiile, pentru că calitatea vieții noastre depinde de calitatea relațiilor noastre. La modul cel mai serios. Nu, sunt total de acord cu ideea aceasta, chiar cred în ea, într-adevăr. Adică gândește că dacă am avea certuri, dacă cunoaștem 10 persoane și avem relații neutre cu aceste 10 persoane, vom fi o persoană neutră, vom avea o dispoziție neutră. Dacă avem relații bune cu majoritatea dintre aceste 10 persoane, vom avea în medie o dispoziție bună. Și ai spus bine calitatea, nu cantitatea relațiilor. Da, da, bună remarcă. În ziua de astăzi, foarte multe relații încep, poate se și dezvoltă, poate se și termină online. Ce crezi tu despre relațiile online? Cred că opțiunea de a avea relații online aduce multe beneficii societății. Sunt foarte multe persoane care nu pot să își dezvolte o relație față în față din diverse motive. Sunt multe motivele. Și poate dacă nu ar fi fost această opțiune de relații online, poate n-ar fi avut niciodată o relație. Adică ar fi motive fizice? Uneori, mai mult psihice și fizice uneori, într-adevăr. Psihice. Sunt persoane cu fel și fel de rușini fundamentale, foarte exagerate. Crezi că sunt mai autentici și nu sunt mai puțin inhibați online? Dacă ar interacționa față în față? Da, e și asta o chestie. Adică dacă stai și te gândești, o relație online poate pentru scurt timp îmbrăca o formă mai pură a iubirii. Dar nu e chiar sustenabilă această formă. Nu e cea mai sănătoasă opțiune pentru a opta să ai o relație online. Adică dacă poți, cea mai sănătoasă evident este să ai o relație sănătoasă, să ai proximitate fizică cu persoana respectivă. Însă cunosc foarte multe persoane care au început relații online, deci nu s-au văzut nici măcar o dată în timp de un an, doi, după care chiar s-au întâlnit și și-au reluat relația ca și cum ar fi pornit face-to-face. Sunt multe astfel de cazuri. Bănuiesc că în cazul unei relații online, cea mai importantă este comunicarea. E bine, comunicarea e importantă oricum, dar cu atât mai mult în cazul relațiilor online, când știi și tu foarte bine că foarte multe lucruri sunt distorsionate. Dacă nu vorbești față în față și nu te vezi cu cineva, cuvintele pot fi interpretate foarte ușor. Ai o lipsă mult mai mare de actualizare a ceea ce face celălalt, pentru că nu știi unde este, nu știi ce face și atunci ești un pic așa, ca și cum ai împușca noaptea stelele, știi? Este precum diferența între a citi o carte și a vedea un video sau o emisiune. Sigur, relațiile la distanță pot funcționa totuși, dacă există multă încredere, comunicare și dacă au și ceva să anticipeze, să aștepte, adică o eventuală revedere, o eventuală primă vedere. Dar nu crezi că nu ar trebui încurajată relațiile online în momentul în care, să zicem, ei sunt în același oraș și atunci unul dintre ei, în momentul în care unul dintre ei preferă conexiunea online, ce-ți spuneți asta? Da, ar fi un caz destul de bizar. Cred că ar trebui să și eu aș zice destul de răspândit. Cred că ar trebui să și înfrângă teama. De obicei, astfel de temeri, astfel de complexe se ameliorează sau se tratează, ori se vindecă prin identificarea lor, înțelegerea lor, adică înțelegerea temerii. Se aplică asta și la teama de eșec despre care am discutat anterior și apoi în înfruntarea temerii.
Eu cred că totuși să ții o relație, să continui o relație online în momentul în care nu există distanță între voi sau da, considerent așa, este și un mod de a pune, a-l pune pe celălalt în, în așteptare. Evident, nu este atât de important acea relație pentru tine și o lași așa într-un stadiu în care poate că în caz că n-am ce, înțelegi la ce mă refer. Da, te că este practicată foarte des. Te refer la pseudo-relații? Da. Nici nu le putem numi chiar relații pe acestea? Da, așa este. Voiam să spun că sunt niște tipologii în, în cărți și de aceea mi se par cărțile atât de edificatoare pe, și pentru domeniul psihologiei, pentru că sunt create niște personaje care, care în chintesența lor arată tipologii psihologice foarte bine dezvoltate de către scriitori. Și aș zice aici, de exemplu, avem pe Hannibal Lecter, toată lumea știe din Tăcerea Miilor, care este un sociopat. Sau psihopat. Psihopat. Care e diferența dintre sociopat și psihopat? Psihopații sunt născuți astfel și sociopații sunt făcuți, așa se spune. Psihopații se nasc cu o inabilitate de a simți empatie. Resimt niște emoții distorsionate, dar nu resimt empatie. Și sociopații își inhibă empatia, adică le cere mediul sau ajung la convingerea că mă trebuie să fiu dur sau trebuie să nu am empatie. Și practicând asta mulți ani, într-adevăr, se suprimă abilitatea de a empatiza. E ca un mușchi în creier. Am înțeles. Și este incapabil să socializeze sociopatul? Nu. Socializează. Unii socializează chiar foarte bine. Dar nu empatizează. Unii au... Există empatie adică afectivă. Se prefac că socializează. Da, se prefac foarte bine. Există empatie afectivă, adică să simți ce simte cel din fața ta. Și există și o empatie cognitivă, adică să înțelegi ce simte cel, să te prinzi ce ar putea simți. Psihopații și sociopații adesea înțeleg ce simt ceilalți. Și pot mima. Da. Și ei niște emoții dacă nu le simt, nu? Dar dacă îi scuturi puțin, îți vei da seama că emoțiile lor sunt superficiale. Rebecca, din romanul Rebecca Daphne Murie, nici nu aș putea să spun despre Rebecca. Pare așa, în aparență, o persoană egoistă, care face doar ceea ce îi face plăcere, dar egoismul este o problemă, psihologic vorbind? Nu, e foarte sănătos să avem o cantitate de egoism. De unde și termenul ego? Așa. Ego, noi asociem ego-ul cu egoismul. Pentru că ego, de fapt, înseamnă eu. În română așa traducem. Probabil dacă ai fost la psihanaliză, știi asta. Și e sănătos să vrem pentru noi, să vrem să fim bine. Însă, dacă tot vrem să fim bine, o nouă etapă este să vrem să ne și integrăm. Și adică aici ar trebui să se oprească ego-ul. Și să vrem să fie bine și altuia. Am menționat acest personaj. Nu sunt familiarizat cu acest personaj, dar ce vreau să te întreb e dacă empatizează cu celelalte caractere din carte. Nu pare să empatizeze. Mă duce cu gândul la o tulburare narcisistă, poate? Da. Putem spune că egoismul devine patologic, atât pentru noi cât și pentru cei din jurul nostru, când atingem limita tulburării narcisiste. Și asta se caracterizează prin egoism, bineînțeles, și lipsa empatiei. Dar nu lipsa empatiei într-o măsură cum este la psihopați și sociopați. De ca idee, dacă tot am menționat și de psihopați. Toți psihopații sunt narcisiști, dar nu toți narcisiștii sunt psihopați. Și toți sociopații sunt narcisiști și invers. Adică narcisismul este baza comună a psihopatului, sociopatului, psihopatului și toate patologiile, cred. Am înțeles. O avem pe Miss Havisham din Marile Speranțe și pe Stella. Miss Stella, de ce spun asta? Adică Miss Havisham este acea tânără care, în Marile Speranțe ale lui Charles Dickens, este acea tânără care vrea să se căsătorească, este părăsită la altar și atunci toată viața ei urăște bărbații și o crește pe fetița, pe Stella, în același spirit. Și atunci fetița dezvoltă un comportament, cum ai spus tu, evitant în relații. Ea nu evită relațiile, ea evită implicarea în relații. Având relații doar cu persoane în care ea simte probabil că nu ar intra cu tot sufletul, nici ele nu ar fi disponibile, pentru că ce-ți spune ție? Încearcă să controleze cumva în momentul în care se implică cu oameni care nu i-ar iubi cu adevărat și nici ei la rândul lor nu i-ar iubi cu adevărat? Adică mă întreb dacă face ea intenționat asta sau o face de la sine? Crezi că o face intenționat? Sau este produsul educației celeilalte femei care a fost rănită la rândul ei? Și, da.
e o metaforă, ceea ce îmi descrie e o metaforă a ceea ce se întâmplă în viețile multor persoane. De aceea ți-am spus că aceste tipologii din cărți, deci mie mi se pare extraordinare, foarte... Știi, menționasem teoria atașamentului mai devreme. Care e treaba cu atașamentul? Nu pur și simplu devenim anxioși și spunem, da, eu sunt anxios, vreau să-ți verific telefonul, sau sunt evitant, acum mă întorc cu spatele față de tine. Și așa simt aceste persoane, așa observă că este corect. Și asta e din cauza că este foarte adânc implementat în sistemul lor nervos. Adică reacția lor la astfel de situații este în așa natură conform cu atașamentul. Ceea ce îmi descrii mă face să presupun, să bănuiesc că personajul din film simțea să nu fie disponibil. Ce se întâmplă când se întâlnește evitantul cu anxiosul? Ies scântei. Bine, metaforic scântei. Păi ce se întâmplă? Evitantul întoarce spatele, este indisponibil din punct de vedere emoțional și anxiosul cere multă disponibilitate, mai mult decât ar fi și normal. Și multe astfel de relații sunt de codependență. Probabil ai mai auzit termenul acesta, știi, relații de codependență sau interdependență. Dar pot să dureze? Da, pot dura și o viață întreagă. Stai că răspunsul ăsta trebuie să-l mai rumec puțin. O relație era, dintre anxios și evitant care să dureze o viață. Îmi imaginez cât de satisfăcut sunt amândoi. A, da, într-adevăr, dai seama, nivelul fericirilor ar fi redus. Cum era până acum câteva zeci de ani, când eram cumva forțați să rămânem cu aceeași persoană pentru tot restul vieții? Dar evitant cu evitant bănuiesc că nici nu se poate întâlni, adică... Se sună rar. Mă țin la distanță. Dar de obicei un evitant se îndrăgostește mai degrabă de un altul care este mai evitant decât el, corect? Se poate, se prea poate, da. Se prea poate, pentru că se provoacă unul pe altul. Foarte interesant. Am zis că cât de important este sentimentul ăsta de... a avea siguranță într-o relație. Poți să trăiești fără să ai siguranță într-o relație? Poți trăi, dar nu este calea cea mai optimă de a trăi. De pentru a-ți pune în perspectivă cât de importantă e siguranța în cadrul relațional. Umanitatea, știți, spuneam mai devreme, că noi am progresat tehnologic, emoțional, cognitiv, social, din momentul în care ne-am asigurat siguranță, ne-am asigurat că suntem în siguranță. Ca idee, când o ființă umană nu este în siguranță, când se simte amenințată, se activează instinctul de luptă sau fugă și asta închide efectiv creativitatea din minte, închide centri asociativi din creier. Și adică creierul spune, acum nu e momentul să fim creativi, nu e momentul să fim, nu știu, să evoluăm, e momentul să supraviețuim. Și la fel este și într-o relație. Este foarte important să ne simțim în siguranță. Ce se întâmplă cu noi când ne îndrăgostim? Se întâmplă ceva super frumos, ni se schimbă percepția asupra lumii, se schimbă convingerile, se și trecem într-un alt mod de a fi, simțim că totul are sens și la nivel biologic, da, cam suntem aproape de a ne găsi sensul ce-i drept. Dintr-o perspectivă neurobiologică, aș putea să-ți spun că atunci când ne îndrăgostim, uite, să vezi chestia, în mod contraintuitiv, crește nivelul hormonilor de stres, cortizol și norepinefrină. Asta ne face să avem acei fiori în stomac, acei fluturi în stomac, pardon, dar da, fiori. Dar totodată ne redă și mai multă claritate în percepție. Claritate în percepție, da, în perioada de îndrăgostire? Ia spunem despre asta. E o combinație. Deci cortizolul și adrenalina ne dă claritate, ne dau claritate. Pe bune, ne fac să percepem mediul înconjurător mai clar. Ne face să fim mai treji. Dar totodată se eliberează și foarte multă serotonină și asta ne face să fim într-un fel de stare de beatitudine și de bliss total. Tot vehiculează o informație referitor la serotonină, cum că ar scădea atunci când ne îndrăgostim, dar nu e chiar așa. Când ne îndrăgostim și suntem cu persoane de care ne îndrăgostim, crește mult serotonină și ne face să simțim că ne-am găsit menirea, ne-am găsit sensul, ne face să ne simțim împliniți. Scade ce-i drept când nu suntem cu persoana dragă nouă și asta ne face să fim neliniștiți. Aș putea să-ți mai exemplific ce se întâmplă în creierul meu când ne îndrăgostim. În creierul primitiv, bănuiesc. Da, dar e același creier. Putem să-i spunem creier primitiv, dar afectează și neocortexul, care se spune că e neo. Crește mult dopamina. Asta ne bagă într-o continuă stare de anticipare și căutare. De obicei a momentului de a fi din nou cu persoana iubită. Când suntem cu persoana iubită, ne crește dopamina foarte mult într-o anume regiune a creierului, în proiecțiile mezolimbice și mai ales într-un nucleu, nucleul accumbens. Spune exact ce înseamnă asta. Când crește dopamina în nucleul accumbens, atunci simțim exact senzația aceea de euforie. Asta ne și face dependenți de persoana respectivă. Endorfinele cresc foarte mult și asta ne face să simțim că putem îndura orice durere. Și uite, dacă tot vorbim de atașament și iubire,
se pare că creierul eliberează un neurotransmițător, vasopresină, pe lângă oxitocină, că ar fi de menționat și acesta, și se pare că după ce creierul eliberează această vasopresină, noi începem să devenim nu doar îndrăgostiți, ci și devotați și loiali. Și să vezi chestii. La femei, vasopresina este eliberată după ce au orgasm și la bărbați după ce se hotărăsc să rămână în relația, adică când se simt committed. Asta este clar că există un decalaj între ei și la femei este accelerat de activitatea sexuală. Așa e și vezi tu, din acest motiv, cumva, în evoluția noastră culturală, s-au așezat treburile în așa fel încât femeia să facă bărbatul să aștepte. Și se poate ca în mod intuitiv asta să fi vrut să facem, de fapt, să ajungem la iubire. Au zburat minutele, o să vreau să-ți mulțumesc și cred că și telespectatorii și eu în momentul acesta ne întrebăm, păi dacă există o combinație de serotonină, oxitocină, dopamină, hormoni și așa mai departe, dragii mei, așteptăm totuși în farmacie să ne pună la dispoziție și un antidot. Iar noi, până data viitoare, lecturi savuroase! Acest program a fost